o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21, la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară, alături de mine se află o persoană pe care probabil ați văzut-o astăzi în piața prefecturii, dar și ieri în greva foamei. Alături de mine se află un cetățean din comuna Mușetești care are probleme cu Comisia Locală de Fond Funciar. Omul a decis că doar printr-un protest extrem poate să rezolve această problemă și să înduplece acest for local de fond funciar, să elibereze actele de care are nevoie și de care instanța sau cel puțin o instanță de judecată ar fi obligată autoritatea locală să-i dea acest document. Discutăm despre persoana aflată în greva foamei, domnul Coman Haralambie. Dânsul este invitatul meu. În această seară a decis ca pentru o oră, atâta timp cât această emisiune se derulează, să vină din piața prefecturii în acest studio de televiziune. În acest moment dânsul își continuă acțiunea de protest. Nu vă imaginați că l-am așteptat aici cu masa pusă, nu l-am servit nici cu sarmale, nici cu fripturi. Chiar dacă astăzi este ziua mea, n-am putut să-l servesc pe domnul Haralambie cu nimic. Mulțumesc din suflet. Aș fi vrut să-l înduplec pe dânsul să renunțe la această formă de protest, mai ales că știu că este bolnav de diabet, este insulinodependent, iar starea lui de sănătate astăzi a fost destul de proastă. Un echipaj de ambulanță a venit, i-a luat tensiunea care bubuie, doamnelor și domnilor. A dormit pe scările din piața prefecturii. În această seară va face același lucru, poate nu în același loc, pentru că i s-a oprit să-și mai facă culcuș pe scările acestei instituții publice, dar se întoarce în piața prefecturii, așa că dacă aveți drum prin piața prefecturii și vreți să-l întrebați dacă este bine, dacă este frig, dacă este cald, dacă vrea o cană de ceai, dacă vrea o sticlă de apă, îl găsiți după această emisiune. Eu personal o să-l duc cu mașina în piața prefecturii, pentru că nu vrea și nu vrea cu niciun chip să renunțe la această acțiune de protest. Bună seara, domnule Haralambie, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara și vă mulțumesc și eu. Doamna, am venit la dumneavoastră. Vă rog. În 2019 eu am cumpărat un teren de la Udriște Petre. De acolo, de la dumneavoastră, da, de la Mușetești. Da, și stă mai sus de mine câteva case. Pentru ce vă trebuia acest teren? Ați decis că trebuie să-l cumpărați, că era aproape de casa dumneavoastră? Doamne, este lângă casa mea, în spatele casei mele. Și neavând spațiu mai mare, nu-l luam pentru altceva, că nu-mi trebuie pământ prea mult. Dar neavând spațiu, am zis că e în spatele casei și îmi folosește. Îmi folosește, poate să pun și eu, să-mi pun pentru copil acolo pomi, să aibă și el poate o grădină. Aveți stupi, trebuie să spunem, da, asta telespectatorilor, așa stup, că orice teren este binevenit. Da, da, da. Aveți ce face cu terenul respectiv. Aș avea ce face cu el, așa. După care, după ce l-am cumpărat, am convenit cu tanti Dorina ca să-l cumpăr. M-am dus cu martori, i-am dat inclusiv banii, m-am deplasat la primărie, la Mușetești. Cât ați dat pe acest teren? Doamne, am dat 200 de milioane, 20 de mii de lei, banii care sunt acum. Era bine, adică n-a fost nici scump, nici ieftin, ca să spun. Doamne, pentru anii respectivi erau bani puțini. Nu erau bani puțini și pe partea cealaltă să știți că terenul nu ar fi de o calitate. Adică este mai mult extravilan? Este extravilan terenul. Și e mai mult petriș. O parte ar fi cum ar fi, unde sunt, chiar am și pus niște pome acolo, eu i-am plantat, și, dar partea cealaltă e mai mult petriș. Dar am zis că acolo la petriș și toată lumea știe că mai merge și via și să am spațiu pentru stupi. Am înțeles. Așa. După care m-am deplasat la primărie. Când m-am deplasat la primărie, am aici în față cererea din 18/2/91 cu numărul de înregistrare 58. Uh-huh. De validare. Pentru validare. Lângă ea s-a găsit și o adeverință de punere în posesie. Adeverința numărul 1 din 16/5/94. Deci practic foștii proprietari făcuseră cerere la Comisia Locală cerere, de Fund Funciar să primească titlul de proprietate pe această suprafață de teren.
După ce am ajuns la primărie și în mai multe rânduri ducându-mă, pentru că nu se găsau documentele. Într-un final s-au găsit, la insistențe, s-au găsit documentele și când s-au găsit, mi s-a spus că, domnule, am găsit foarte greu, că erau trecute la străinași. N-am înțeles ce e străinași, nu știu ce sunt străinași. Atunci, eu m-am bucurat. Zic, le găsirem, o să mă duc să facem acte pe numele proprietarei, pentru că proprietarea sa era foarte grasă, avea, cred că, 300 de chile, că dacă se întâmpla ceva cu ea, venea de fiecare dată, veneau pompierii. Deci nu puteau ridica, da, nu era, se putea deplasa. Da, ea dormea într-un căruț cu rotile, deci asta era. Dar, în rest, era în facultățile mentale. Da, deci Taru avea o, problema asta de obezitate, da, destul de mare și nimic și altceva. Și ea a zis, zice, uite, îmi dai banii ăștia și tu te duci și faci, te interesezi de acte, că eu nu mă pot deplasa. Eu m-am bucurat, am zis, băi, e ok, e bine. Stând de vorbă cu domnul primar, îmi spune, și cu doamna secretară, îmi spune că cererea nu este validată. Eu când am auzit, zic, nu-mi vine să cred, cum nu-i valid? Adică când se dă un număr de înregistrare la un act, eu știu că ăsta trebuie să fie. Și lângă el zic, păi da, asta aveți și adeverința asta de punere în posesie. Zice, da, este. Păi și asta are un număr de înregistrare, are absolut tot. Lângă ea aici se vede terenurile cerute toate cu vecinătăți. Da. Mi s-a spus că nu sunt parcelele, se pot vedea aici că sunt parcelele, se poate vedea fiecare suprafață de cât are. Acum, zic, ce putem face? Zice, numai pe instanță, să vă adresați către instanță. M-am dus și am deschis proces cu primăria pentru validare, ca să mi se valideze terenul. S-a dus procesul, cu atât cât timp am dus procesul, am avut destule piedici. Eu mi-am dat seama că e o problemă. Văzând că sunt atâtea piedici, zic, de ce? Că dacă era normal, putea să lasă, domne, terenul era liber, eu îl ocupasem, așa. Și zic, dacă terenul e liber, nu e ocupat de nimeni, de ce oare sunt piedici? N-am știut de ce sunt piedici. Și am văzut că mi s-a pus tot felul de piedici în instanță, la final de toate, mi s-a trimis acasă, de la Arhivele Naționale, pe, uitați-le aici. Așa. Haideți să arătăm la camere, că nu, da, știu dacă aceste acte, deja o parte rulează pe ecran, dar poate dacă le vedeți din mâna mea, înțelegeți. Și mi s-a spus că Udriște Petre, moștenitorul lui Udriște Gheorghe, nu figurează cu teren în comuna Mușete, satul Bărcaciu. Ba mai mult, a zis că doar cu 3 arii de vie. 0,3 arii de vie. Deci, practic, vi se spunea că cel de la care cumpărase și terenul nu avea drept de proprietate în peraza comunei Mușetești legat de acest teren. Acum eu ce am făcut? M-am dus la Arhivele Naționale, precum că aveam împuternicire, am adus notar public acasă la tanti Dorina, de mi-a făcut împuternicire ca să pot să umblu după documente. În numele dânsei. În numele dânsei, da. Și m-am deplasat la Arhiva Națională la Peștișani. Și de la arhivă se poate vedea, mi s-a dat pe numele, am scos pe numele de Udriște pe Gheorghe. Pentru că Udriște pe Gheorghe era moștenitor. Cei de la primărie mi-au comunicat, a spus că nu, Udriște Petre nu are suprafață. Păi cum să aibă suprafața, să aibă rol la cap când el s-a mutat din satul Lăzărești în comuna Mușetești. Și să specific aici în acte în ce an s-a mutat, în 63 s-a mutat, iar dânsii au scos de la Arhivele Naționale pe numele de Udriște Petre 59-63. Păi dacă dânsul s-a mutat în 63, ce rol avea la cap? Și noi ne-am dus, m-am deplasat și am scos pe Udriște Gheorghe, tatăl lui Udriște Petre. Și mi s-a dat cu toate terenurile care le-am depus la instanță să văd dacă le aveți. Le arăt eu la cameră, da. Deja au fost fotografiate și rulează o parte între timp, pe ecran. Tot la această cerere de validare și de adeverință de punere posesie, am găsit și o adeverință pe numele lui Udriște Elena,
soția lui Udriște Petre, lui Udriște Gheorghe, mama lui Udriște Petre, care și dânsa în 59 a scos o adeverință cu numărul 659 din 19-a 3-a pe 91 de la Bumbejiu, care specifică că și aici există terenul 59-63. 0,64 de arii sunt. 0,65 arii de la stânce, în stânce și 0,03 hectare vie la Bârcaciu, zice da, aici. Da. Suprafața totală deținută la registrul agricol este de 3,26 de hectare. Da. Așa, nu știu de unde au apărut restul de hectare, că n-am înțeles nici eu, că se spunea că odată sunt mai multe, că odată sunt... N-am înțeles treaba. Eu am cerut doar atâta. Să mi se dea terenul pe care eu l-am cumpărat, 0,64 de arii, și restul nu. Și femeia mi-a făcut împuternicire numai pe terenul de 0,64 de arii. Toate piedicile astea au dus către instanță. Eu am depus documentele care le-am procurat și instanța mi-a dat câștig de cauză. Și ce spune instanța aici? Spune obligă. Eu înțeleg, când spune obligă, înseamnă că obligă pe cineva. Obligă Comisia Locală de Fond Funciar Mușetești la soluționarea cererii de reconstituire. Dar putea și instanța să spună validare sau invalidare, nu? Eu așa consider că nu se putea știu, spune. Cert este că da, aveți o hotărâre definitivă și irevocabilă prin nerecurare, o să arăt da, eu. Deci, practic, dumneavoastră începeți o acțiune în instanță împotriva Comisiei Locale da, de Fond Funciar. Da. Și aveți o primă și ultimă hotărâre definitivă a judecătoriei Târgu Jiu pe da, data de în martie, nu? Martie 2021, și unu, da, adică în urmă cu exact 3 ani de zile, da, obțineți că practic instanța obligă comisia să vă pună în posesie sau da, să o pună pe doamna în Udriște posesie, în posesie. În posesie da. Și practic apoi să intrați dumneavoastră în posesia terenului. Da. Scrie aici, prezenta copie fiind conformă cu originalul sentinței civile numărul 1487 din 10-a 3-a 2021, pronunțată în dosarul numărul al judecătoriei Târgu Jiu, se atestă de noi cu mențiunea că este rămasă definitivă prin neapelare. Deci, practic, da, autoritatea locală nu face apel. Eu am avut ocazia să discut și cu domnul primar de Mușetești și l-am întrebat de ce primăria nu a făcut apel la această, sau primăria da, reprezintă da, comisia, nu a făcut apel la această soluție și a zis că s-a considerat că se poate rezolva pe cale amiabilă, adică a discuțiilor, cum că comisia face ce trebuie. Asta mi-a spus dânsul. Ca apoi dumneavoastră să-mi spuneți că comisia, în ciuda faptului că nu mai face apel la această sentință, se da, bucură doar de sentința de fond, când este să se pronunțe din nou pentru validare sau invalidare, de respingere din nou, a nu? Dat, a doua oară. A dat invalidare. Invalidare. Acum, eu văzând că au dat invalidare, m-am reîntors în nou în instanță. Păi altă cale nici nu cred că aveați. Nu. Deci asta altă era cale singura nu, cale de altă a cale vă și lupta cu această, haideți să vă spun, acest organism. Da, eu aveam și o posibilitate să închid terenul pe care acum este, mi l-a închis altcineva. Aveam posibilitate să-l închid. Dar eu l-am lăsat, zic, dom'le, e liber, am bolțare acolo, am stupina acolo. Nu m-a deranjat nimeni de atâția ani de zile. Nu e niciun deranj, pentru că toată lumea era așezată cu curelele de teren acolo. Că acolo sunt curele de teren, numai ne desparte un drum. Și crezând, dom'le, nu mă deranjează nimeni, n-am de ce, e terenul pe instanță, voi câștiga, nu va fi probleme, dar văzând că nu este așa. Domnul primar, în timpul procesului, haideți să spunem și asta, în timpul procesului, acelui de-al doilea proces, ah, da, care se judecă la judecătoria Târgu Jiu, acum da, este pe rol, se da, așteaptă, a rămas cumva în pronunțare, se așteaptă nu, o sentință? Nu, deci nu, este pe rol, merge pe rol. Pe data de 11. Ce persoană a venit să vă îngrădească terenul pe care dumneavoastră așteptați persoana, din 2019 care, să intrați în da, posesia lui? Persoana care a venit se numește Bărbuț Dumitru. Nu știu cu ce drept a venit să-l cine îngrădească. Cine este acest domn? Acest domn este vecin cu mine.
Uh-huh. Are vreun drept de proprietate asupra acestui teren? Deține ceva nu, care să-l facă nu, proprietar? Nu, este o greșeală și cred că domnul primar este murdar pe mâini. În ce, la ce vă referiți? Că i-a dat ceva domnului? Are nu ceva, știu, v-a arătat nu, ceva? Nu, că nici nu puteți să acuzați acum că domnul primar... Are o hârtie, într-adevăr, în partea de sud se învecinează cu Cojei Dumitru acest teren. Și am înțeles că domnul Bărbuț... Ați văzut vreun document, domnule Haralambie? V-a arătat ceva în momentul în care a venit și a împrejmuit terenul respectiv? Nu. Deci tot ceea ce spuneți sunt doar simple supoziții, da, adică bănuiți da, așa a venit, ceva. A venit poliția de la Bumbejiu și eu am sunat la 112. Dă-i, cum să îngrădești? Eu știu că terenul este în litigiu, nu se poate îngrădi. Lăsați-l până se termină și vedem atunci. Dacă totuși dumneavoastră considerați și aveți vreun deci, act... să spunem foarte clar pentru cei care ne urmăresc. În această perioadă de 5 ani de zile, de când dumneavoastră da, vă zbateți da, în numele da, acestei doamne da. Care între timp a decedat, a decedat dumneavoastră, da. Vă zbateți ca defuncta să primească validarea titlului de proprietate da, a proprietății da. Și practic dumneavoastră apoi să intrați în acte în posesia terenului, da. Că l-ați folosit în acest L-am an. Folosit, da. Nimeni, absolut nimeni, nu s-a prezentat nici la dumneavoastră la poartă, nici la poarta acestei femei care între timp a decedat, absolut nici pe timpul vieții, nici după deces, să zică, tanti, vedeți că mi-ați ocupat terenul abuziv, eu dețin acte cum că terenul ăsta e de la mama, de la bunica, de la... Da, da, deci nimeni. Dumneavoastră, din 2019, de când i-ați plătit cei 20.000 de lei acestei femei, ați folosit acest teren fără niciun fel de probleme. Nu a venit nimeni să vă întrebe de ce puneți stupii pe el, de ce vă puneți lemnele pe el, doamnă, de ce... Doamnă, am și martori. Care au venit și au cosit fânul. Eu le-am dat să cosească fânul acolo. Am martori, inclusiv vecinii. Nu a venit niciodată vecinul ăsta care s-a trezit peste noapte să împrejmuiască? Nimic. Niciodată. Nu v-a spus niciodată, domnule, vedeți că eu am un act. Niciodată. El, ce se întâmplă? Doamnă, nu știu ce acte are. De unde, asta vreau să spunem, de unde face nu știm ce acte are. Dar da. Noi avem un număr de telefon. Manu, te rog frumos, pune numărul de fix pe ecran. Cum ați spus că se numește acest domn? Bărbuț Dumitru. Domnul Bărbuț Dumitru, noi o să punem numărul de pe ecran și dacă dumneavoastră doriți să ne lămuriți ce documente aveți, nu aveți, să intrați în legătură telefonică cu noi și să ne lămuriți. Aceeași invitație o fac pentru orice membru al Comisiei Locale de Fond Funciar să ne lămurească în această problemă, că este păcat de acest om care este în această situație de a sta și a dormi. Vedeți imaginile și o să le vedeți pe ecran. Când doarme învelit într-o pătură pe scările de la prefectură. Nu este un câine, este un om, este un om bolnav și ar fi bine să-l ajutăm dacă avem posibilitatea să-l ajutăm și să-l trimitem să stea liniștit acasă, la căldură. Nu să facă asemenea proteste. Dacă avem documente, dacă avem motive să lămurim. Așa că noi avem numărul de telefon pe ecran. Cine doriți, domnul în cauză care a împrejmuit terenul, cineva de la poliție care s-a prezentat la fața locului, vecinii care știu situația, domnul primar, membrii ai comisiei locale, interveniți, vă rugăm telefonic și lămuriți-ne sau lămuriți-l pe dânsul că își pune sănătatea în pericol și că lucrurile sunt albe sau negre. Nu știu, da. Eu nu mai înțeleg. Adică omul poate s-a luptat și a fost cumpărător de bună credință și a crezut că lucrurile sunt în regulă, poate dacă știați, domnule Haralambie, că se va ajunge la o astfel de situație, mai cumpărați acest teren? Nu, doamne, nici nu vă complicați, nu îmi imaginez. Nu mă interesa, dar haideți să vă spun, înainte de mă aduce eu ca să-l cumpăr, a fost domnul Ciotor. Să ne spuneți că nu, nici eu, nu, din păcate, nu am preview. Manu, trimite-mi și mie un mesaj cu numărul exact de telefon, nu prea văd, nici eu, să știți că le văd de pe telefon. Vrea cineva să intre în legătură telefonică cu noi. Nu se vede ultima cifră a numărului de telefon de pe ecran. Dați-ne, scrieți-ne, vă rugăm, numărul de telefon fix 02532, nici eu nu văd, să vă spun, na, asta este. Are dreptate. 0253-222-411 este numărul de telefon. Așa că vă rugăm să intrați și să ne lămuriți, atât pe mine, dar mai ales pe domnul Haralambie, care, așa cum vă spuneam, după emisiune îl urc în mașina mea și îl las, din păcate, nu acasă, ci în piața prefecturii,
să mai facă o noapte de să mai facă o noapte de de albă în această piață. Între timp, uite, ne transmite cineva un mesaj și o să-l dau și colegului meu din regie, nu știu dacă știți, dar între timp instanța s-a pronunțat acum pe 27 ieri. Ce este da, aceasta? A fost un alt proces, a fost un alt proces, nu e. Admite apelul, schimbă sentința în sensul că respinge cererea, admite cererea de intervenție accesorie, obligă intimata reclamantă și intimata reclamantă este Buju Verginica. Da, este un teren care e cumpărat tot la fel de mine. Către intervenție accesorie definitivă pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, Tribunalul Gorj se pronunță. Da, să ne explicați despre nu ce este, cauză este. Doamnă, ăsta este un alt proces. Da. Care se învecinează cu terenul respectiv, care l-a împrejmuit acum. Uh-huh. Așa. Și acest teren este cumpărat tot de mine. Da. Am și actul aici. Stați puțin. Că și avem cu ăsta ce o să faceți, stați domnule puțin. Haralambie? Pe ăsta am primit suprafața de 3000 de metri pătrați, i-a primit tanti Verginica în proprietate. Femeia, nu Verginica Buju mi-a vândut mie, și mi-a vândut maică sa pe nume... Era călugărul Elisabeta, dar numele de fată era Dragomir Elisabeta. Uitați, așa, este deci, actul aici. Așa, deci practic dumneavoastră așa, mai cumpărat și... o suprafață de teren da, de la da, o doamnă care da. Mai trăiește? Nu mai trăiește, nu mai trăiește. Fica ei trăiește. Fica ei vă dă în judecată sau dă în judecată tot primăria pentru obținerea... Ascultați-mă aici, ce se întâmplă? Mi-au făcut împuternicire... Comisia Locală de Fond Funciar, Comuna Mușeteș, Comisia da, Județeană da. De Fond Funciar I-am câștigat de două ori cu două expertize. Au venit a treia expertiză. Da. Când a venit a treia expertiză, eu am văzut că e ceva o problemă. La care domnul primar, în loc să mă puie să facă ce trebuie să facă și să facă măsurătoarele așa cum trebuie, nu le-au făcut. M-au băgat pe terenul lui Udriște. Domnul primar face măsurători sau este o păi persoană... A venit și a participat. Eu știu că domnul primar nu face măsurători. Nu, adică... a venit o doamnă pe nume Popescu... Deci o funcționară din da, primăria o expertă, condusă nu? De... Expertă. Expertă care are a legătură expertiz. Cu primăria. Cred că avem pe cineva prin telefon. Da. Bună seara! Bună seara, doamnă scumpă! Cu mare drag, cu cine avem plăcerea? Da. Cu dânsa Arina Verginica. Dragomir Elisabeta. Așa, explicați-ne puțin de ce ați dorit, de ce doriți să intrați în legătură telefonică cu noi. Ce pentru vreți să ne explicați? Pentru că acest domn minte cu nerușinare, mama mea nu i-a vândut niciun teren dumnealui. Da. Și dacă a vândut să vină cu chitanță, mama nu avea voie să vândă, pentru că noi nu am avut acte de succesiune după tăticul. Dânsa este cu acest proces care a pierdut acum, care nu, s-a pierdut. Dânsa da, a devenit da, da, intervenientă. Da, 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 eu am intervenit pentru că acest domn a vrut să refuze, a renunțat la un teren al tăticu dat expropiere pentru veteranii da, de război, 5.000 de metri pătrați, a făcut cerere și l-a scos din... Stați puțin, doamnă, că eu nu înțeleg. Ascultați-mă puțin. Așa. În speța asta vorbim de două terenuri. Terenul da. Pentru care domnul face grevă da. Și acest al doilea teren despre care am auzit acum printr-o ăsta, hotărâre. Asta este cu hotărârea de ieri. Cu hotărârea, da, dumneavoastră cu sunteți cu hotărârea de ieri. Da, da, da. Da. Sunteți nu cea care ați câștigat, ați redobândit. Este un proces oman venit din Dol și vrea pământ de la noi, de la toți, dar nu se poate. M-auziți? Am înțeles. Deci dumneavoastră ați fost intervenient în acest dosar. Da. Acesta da. A fost câștigat definitiv de doamna da. Băloi, da? Și aș vrea de, să arate, nu, călugărul așteptați-mă, să arate actul cu care a cumpărat de la mama mea, călugărul Elisabeta, să arate actul. Și vreau semnătura lui mama că-l dau un fals. Mama mea nu a vândut. Sau dacă are o chitanță, este fals. Vreau semnătura lui mama. Și este fals pentru că mama mea nu putea să vândă că noi nu avem taxe de succesiune făcute după tata. Dar în ce calitate ați intrat în acest dosar ca intervenient? Ca fiica lui călugărul Elisabeta și soră cu Buju Verginica. Am și eu cu Buju, deci sunteți din familia celei care a dat în judecată, da? Da, sunt soră, da. Ascultați-vă puțin. Acest domn
și a băgat la mine în gură, eu am 70 de ani brute și nevrute. Doamne, nu vreau să discutăm aceste lucruri pe post. Asta eu n-am ascultați-mă, mi-a spus că eu nu am niciun drept pentru că mama mea a cumpărat când era fată. Păi dacă mama mea a cumpărat când era fată și sora mea are drept, eu de ce nu am drept? Că avem aceeași mama, același tată. Omul ăsta umple numai cu falsuri. Vrea avere, vrea pământ. Doamnă, nu știu dacă are bani, că are copii în afară și produce el bani, vrea să cumpere toată comuna. Păi să o cumpere, dar să o cumpere corect, nu cu falsuri. Păi nu. Vreau neapărat, îl dau iar în judecată să țină cu chitanța cu care mama mea i-a vândut. Am înțeles. Acum știți în ce situație este domnul Haralambie. Nu l-a trimis doamnă nimeni acolo. L-a trimis că ambiția lui că are ură pe... Vrea și el un loc în comisia locală, în, ziceți. Acum cu alegere. Vreau... A, candidat? Nu, doamnă, am nicio treabă. Spune că nu are nicio treabă. Doamnă, dar am declarat de ieri dimineață că n-am nicio problemă. Lăsați că face numai aberații. Lăsați că are 3 procese acum pe rol. Astăzi se intentă altul cu Cojei Alin. Tot așa, vrea, a luat, unde are casa, a luat terenul abuziv, că a fost băut acest domn și i-a luat pământul și acest domn Cojei Dumitru defunctul, care i-a luat ăsta pământul, nu avea voie să vândă nici ăla, că nici ăla nu are pactă de succesiune. Și acum îl dă fiusul, dă în judecată. Am înțeles, nu știam de acest lucru, eu mă bucur că ați intrat. Nu mai primiți pe post și nu mai dați în direct pe toți care aderează, vă rog din suflet. Doamnă, noi nu știam situația, de asta am și permis ca liniile telefonice să fie deschise, în așa fel încât lumea să ne lămurească. Sunt persoane care sunt de partea domnului Haralambie, sunt persoane care îl contestă pe domnul Haralambie. Doamnă, eu nu contest, n-am nimic pe el, eu vreau atât să vină cu actul cu care mama mea a vândut pământul. Am și vreau înțeles. Semnătura lui mama. Da. Și cu toate astea, chiar dacă mama a făcut așa ceva, este fals pentru că nu avea voie, noi nu avem taxă de succesiune după tata. Vă mulțumesc! Am înțeles, mulțumim! Doamne ajută! Doamne. Rămâne numărul nostru de telefon pe ecran, așa că dacă sunt persoane care ne pot lămuri, oricând poți intra în direct. Știți ce se întâmplă cu acest teren? Vă rog, acest teren cum l-ați cumpărat? Ăsta l-am cumpărat în 2006. 3.000 de metri pătrați? Da, 3.000 de metri pătrați au fost acolo. În acte aici scrie că are lățimea de 14 metri și se dă lungimea e lungă, e de 300 de metri. Mă rog, și în urma măsurătorilor s-a depistat că este 4.500 de metri. Și noi ce am făcut? Eu când l-am cumpărat de la mama dânsei, pe nume este Elisabeta, nu era căsătorită. Când s-a căsătorit s-a dus cu zestrea asta de pământ. Și ea chiar a specificat când s-a făcut actul ăla de mână că îl vinde. Elisabeta Dragomir era mătușa lui nevastă mea. Era verișoară cu socrul meu. Și așa îi specifica când l-a vândut atunci, zice că ea stătea, deci Elisabeta, locuia cu fiică sau cu fata celălaltă, nu cu doamna care a intrat. Eu n-am vorbit cu doamna decât o singură dată în viața mea, am cunoscut acolo sus. Dar n-am jignit-o, nu i-am zis nimeni, nu știu de unde scoate cuvintele. Eu altceva vreau să vă întreb, așa, deci până la urmă ați cumpărat această proprietate așa. În 2006. Așa, da, aici ce se întâmplă? În momentul... Știați că este una cu probleme, în sensul că nu s-a făcut succesiune sau nu s-a făcut și că aveau drepturi și copii, doamne? Dar în actul ăla de mână care s-a specificat așa, vând nepoatei mele, Daniela Coman, că pe nume, pe nevastă mea, pe numele de fată, o chema Dragomir. Am înțeles. Așa, și a scris, vând nepoatei mele Coman Daniela. Așa. Deci, practic, și nu dumneavoastră vând, a cumpărat, vând, soția. Cumpărat. Așa, vând terenul fiind terenul meu de fată. Când s-a căsătorit, s-a dus cu el. Să și specific aici, Elisabeta Dragomir. Am înțeles. Așa. Soția când a cumpărat și dumneavoastră indirect, știați că este un teren cu probleme? Așa, nu știam că e teren cu probleme, că zic, dom'le, dacă îl vinde ea fiind de fată, adică ea când s-a căsătorit s-a dus cu ăsta de zestre și tanti Cilica, cum o cheamă, nu spune drept, pentru că le-a împărțit pe ele. Tanti Virginica, când am cumpărat de la maică-sa terenul, tanti Virginica a fost de martor, fiică-sa. Și mai are și un nepot, care e în vârstă, cred că e de vârsta mea, 50 și ceva de ani. Și au fost de martori în act, când s-a făcut actora de mână.
Și femeia mi-a spus, zice, dom'le, eu îmi vând dreptul meu, ăsta a fost dreptul meu de fată, pot să mi-l vând. Atât a fost discuția, dar nu este problemă, că se face taxă de succesiune. Dar, doamna, știți ce se întâmplă aici? Lângă terenul dânsei se învecinează cu Ciotor Ion. Acest domn Ciotor Ion a intervenit la, la tanti Cilica ca să intervină și să facă cu intervenient, pentru că el are o suprafață acolo de teren de 26 de metri lățime, nu trebuia să aibă atâta, ci trebuia să aibă o suprafață de 8 metri, adică 2400 de metri pătrați. Sunt trecuți în registru agricol 59-63, dar el deține o suprafață mai mare. A venit mai mult de atâta. Când s-a deschis primul proces, am avut proces pe terenul respectiv, pentru că erau... Dar cred că mai avem pe cineva pe telefon, să nu vă uitați ideea. Vă ascultăm, bună seara! Doamna, am revenit din nou, acest domn minte cu nerușinare, vă rog din suflet. Noi nu ne-am părțit mama nimic, minte cu nerușinare, doamnă! Tanti Cirică, gândiți-vă că dumneavoastră ați vândut și terenul... cu mine să-și amintească că de față cu primarul și cu doamna expert m-a înjurat și pe mine și pe primar și pe tot. Cum se face treaba asta? N-am înjurat pe nimeni. Eu n-am avut ce treabă cu așa. Că l-am jurat și i-a blestemat fetița și nevasta. Doamna, nu mi-a lăsat să aderez, vă rog din suflet. Doamne, eu nu am fost de față acolo, așa că eu nu pot să-l contesc pe dumnealui din ceea ce spune. Da, da, vedeți că... Dumneavoastră sunt cea care puteți să-l contestați. Așa. Duce lumea în eroare, el pe mine mă face. El mi-a spus mie că eu n-am niciun drept. Mama a luat pământul când era față, dar eu nu sunt. Eu nu am vorbit cu mata le treburi din ăștia. Am înțeles, doamnă. Am înțeles. Eu am încercat cumva să lămuresc și pentru mine și pentru telespectatorul. De ce dumneavoastră a cumpărat niște terenuri cu probleme? Eu n-aș fi cumpărat dacă eram în doamnă, nu le cumpăram eu, le cumpăra altcineva. Și minte. Ascultați-mă, că în comuna Mușetești... Am înțeles, doamnă. Gata. Vă mulțumim de mult. Mama, neapărat. Am înțeles, ne-am lămurit cu acest teren, până la urmă l-a pierdut dânsul din ce am văzut acum. Bă, astfel. Vă prind că aiurează, delirează. Am înțeles, mulțumim mult pentru prezență. După aceea, doamnă, ce se întâmplă? Eu am chemat în instanță Comisia de Fond Funciar Mușetești, Consiliul Local și pe Ciotor pe Ion. Vecinul, ziceți dumneavoastră. Da. Pentru că, ce se întâmplă? Era lățimea de 14 metri și acolo nu mai erau decât 9 metri. Și l-am chemat în instanță. Acum eu am zis, domnule, dacă e lățimea de 14 metri, respectați lățimea de 14 metri și lungimea de cât este? De 120 de metri. Dar văzând în act dădea lățimea de 14 metri, lungimea de 120 de metri, dar de fapt vecinii erau la 300 de metri distanță, tot în același act. Pentru că oamenii pe vremuri nu treceau toate terenurile ca să plătească, era... Așa. Și mă rog, venind domnul Ciotor în instanță, spune, dom'le, eu nu știam că am teren acolo. S-a făcut o expertiză acolo, nu s-a pus niciun fel de problemă. După expertiză ne-au dat câștigul de cauză, dar ne-au dat câștigul de cauză pe 3.000 de metri. Spuneți că a venit un expert stabilit de instanță, adică cumva independent, a venit cineva pus de primărie Nu. Deci a venit cineva care nu a fost legătură cu cauza. A fost numit de instanță. Și nu credeți că nu a măsurat corect, adică ba nu da, a făcut... a măsurat corect. Deci s-a măsurat corect. Deci erau 3.000 de metri. Când s-a măsurat, s-a găsit 4.500 de metri, nu 3.000 de metri. S-a măsurat pe lățimea de 14 metri. Așa, când și în acte, când doamna expert a depus la instanță, a depus 4.000 sau 3.000? Acum, ce se întâmplă? Numai puțin. Când a fost la instanță, instanța a zis, îi dăm 3.000 de metri. Eu văzând că ne dă 3.000 de metri. Dar dumneavoastră, pe actul de la expert, era trecut 3.000 de metri nu, sau era 4.000? Nu, 4.000. 4.000. Dar ce se întâmplă? Comisia de fond funciar a venit la fața locului și a spus, zice, nu, domne, în 91 s-a cerut 3.000 de metri. Noi atâta vă dăm, 3.000 de metri. Nu ne interesează, atât vă dăm.
Păi și restul de teren nu e restul primăriei să-l plătească cineva? Restul păi de restul, tine... restul de teren trebuia să-i rămână Luciotor. A, am înțeles. Deci nu rămânea în aer. Cineva nu rămânea în aer, îi rămânea Luciotor. Dar aici la... era interesul ca să-i rămână Luciotor. Acum eu, năcăjindu-mă, m-am întors înapoi în instanță. A venit din nou o altă expertiză, numită tot din instanță. Corect. A dat procedura. Da, a dat același cum a dat și primul. Deci tot 3.000 de metri tot v-a 3.000 dat de metri. Ați continuat în momentul în care ați văzut... Am continuat și nu 3.000 de metri, ne-a dat suprafața care a făcut-o de 4.500, ce a făcut prima expertiză. Deci prima instanță v-a dat 3.000, a doua v-a dat 4.500. Prima instanță ne-a dat 4.000, a doua tot 4.500, a doua tot 4.500. A treia instanță, când a venit, a fost numită tot de... De judecătoare. De imediat judecătoare. O să mai avem un telefon. Imediat, un minut. Așa. Când a fost numită, a treia instanță, ei au făcut recurs. Văzând că eu câștig, au făcut recurs. Și făcând recurs, a venit s-a numit a treia instanță, expertiză, și la a treia expertiză s-a dat ce s-a dat acum, 3.000 de metri. 3.000 de metri. Da. Bună seara, cu cine avem plăcerea? Să rămâne, doamne, Bărbuți, Dumitru, vecin cu Coma Haralambie sunt. Domnul Dumitru și mai cum? Bărbuți. Bărbuți. Sunteți cel care ați împrejmuit terenul? Da. Așa, explicați-ne ce s-a întâmplat, că uitați. Deci că folosește mereu numele. Chiar de asta am zis că ar fi bine să intre toți cei care se simt lezați sau vor să ne ajute în această situație. Eu nu am de unde să știu cine sunt persoanele despre care vorbește dumnealui și cumva rolul meu aici este de a-l convinge să nu mai facă acest protest și să încerce pe calea legală, a aștepta instanța și așa mai departe. Faptul că își pune dânsul sănătatea în pericol nu-l ajută cu nimic. Nici pe mine, nici pe dumnealui, nici pe dumneavoastră. Spuneți-ne de ce ați ajuns să împrejmuiți acest teren care spune dânsul iar aparține. Dați-mi voie. Vă rog. Acolo, până în drumul ăsta de exploatare, a deținut niște oameni terenul, unde domnul Coman a cumpărat de la Cojei Dumitru. Așa. Cum a cumpărat Cojei Dumitru este frauduros. De ce spuneți contractul acest de vânzare-cumpărare zice așa. Eu, Cojei Daniela, cunosc că nu există titlu de proprietate, dar mi-asum răspunderea să cumpăr acest teren. Coma Daniela. Deci așa s-a cumpărat, adică cu risc? Cu riscul? Cu risc. Nu numai cu risc. Ascultați-mă mai departe. Ce spune Cojei Dumitru? Domiciliat în comuna Mușetei S.A. Bârteaciu, care deși știe carte, după ce i s-a citit în scrisul cuvânt cu cuvânt, a declarat că acesta corespunde voinței sale, a consimțit la autentificarea prezentului înscris, neputând semna din motive de sănătate. De ce n-a putut semna din motive de sănătate, doamnă? Pentru că el a căzut cu bicicleta, era lovit și era spitat la reanimare. Deci un contract de vânzare-cumpărare făcut în fals, a făcut dubios. Nu zic că e în fals, că nu poate să fie în fals, dar e făcut dubios. În sensul pentru că persoana care vinde nu semnează, ziceți. Da, nu semnează, deși știe carte. Deci rețineți, era internat în spital la reanimare. Deci nu se face așa poate ceva. Poate care le... Doamne, indiferent de relațiile pe care le are... Adică mă gândesc că la reanimare nu te duci dacă ți se taie un deget, nu știu, te duci pentru o chestie gravă. Doamne. De ce nu era în spital? De ce stai actul lui? Spune foarte clar omul. Deși știe carte, nu poate să semneze din motive de sănătate. Și pune degetul. Doamnă. Acest comar nu este, el e parvenit în localitatea noastră. El nu știe terenurile care cum au fost împărțite și cum au... Deci dumneavoastră, care este concluzia dumneavoastră? Că dânsul și-a luat o țeapă când a cumpărat așa, fără să cunoască situația? Deci, eu și-a luat țeapă și și-a în continuare, pentru că terenul ăsta va fi supus... instanții de judecată și deja proprietarul terenului, că nici aici nu s-a dezbătut acte de succesiune între proprietari. Am după Cojei Dumitru, deci Cojei Dumitru mai avea un frate, Cojei Ion. După moartea părinților era obligatoriu să dezbată acte de succesiune, doamne. Am înțeles. El a cumpărat așa, înțelegi, o sumă modică. Mă înțelegeți asta? Asumându-și riscul că poate să nu obțină... Și-a asumat riscuri cam mari și-a asumat în continuare.
Așa, dumneavoastră, spuneți-mi, explicați-mi și pentru mine, poate și pentru dânsul, în ce calitate ați împrejmuit această proprietate? Deci, dincolo de mea, am niște arte, eu am cumpărat pământul acela de la acest pojei al ei. În situația în care mi-ați spus acum două minute că și dânsul și-a luat o țeapă, știați că deja cineva și-a luat o țeapă pe terenul acela și dumneavoastră veniți și cumpărați același teren? Eu nu iau țeapă, doamnă, pentru că eu cumpărez de bună credință. Și dânsul este cumpărător de bună credință. Cunosc acest teren de când sunt aici. Am 72 de ani în raport cu el care-i parvenit în această comună. El nu știe care cum a fost. Da, nu cred că mă scuzați. Nu cred că aveți un drept în plus pentru că dânsul este de la Dol și dumneavoastră sunteți din Mușetești. Nu cred. Nu, doamne, banii nu sunt au aceeași culoare, da, același miros. Da, atenție foarte mare. Că acolo unde vrei să cumpere nu este așa. Deci eu vă întreb de dumneavoastră. Ascultați-mă puțin. Dacă știați că terenul este cu probleme și deja știați că domnul Coman și-a luat țeapă cu acel teren, vă întreb acum. Vă era musai, eu sunt din Ardeal. Vă era musai să cumpărați acest teren? Nu este același teren, doamne, care l-a cumpărat pe Coman. Dar ce teren? Deci nu să zice că i-a împrejmuit terenul. Terenul Udriște. Nu este același teren care l-a cumpărat Coman. Eu vorbesc de terenul, de restul terenului, pentru că întreaga suprafață de teren al Cojei vine din șoseaua Polovraj-Târgu Jiu până într-un Moarșilor. El a cumpărat o porțiune acolo, n-a cumpărat toată suprafața. Deci, el practic, ce ați împrejmuit dumneavoastră... E în altă parte. În altă parte, dar acolo, în loc să împrejmuiască terenul lui Cojei, a împrejmuit mult mai mult. Deci ați intrat cu împrejmuirea pe terenul domnului? Da. Nu, doamne, n-am intrat pe terenul dânsului. Ce s-a întâmplat în acea zi? Poliția v-a sancționat. Poliția v-a sancționat, este adevărat? Poliția v-ar fi sancționat, este adevărat? Pe mine nu. Ba da. Eu așa pe mine nu, pe el da. Nu, pe mine nu m-a sancționat. Deci pe mine poliția m-a sancționat primăria. Primăria l-a sancționat, am înțeles, nu știu, cu 1000 de lei, parcă. Deci eu știu din sursă sigură, l-am auzit pe domnul primar când a spus că persoana care a împrejmuit a fost sancționată. Acum eu n-am înțeles foarte bine de primărie sau de poliție. Poate ne lămuriți dumneavoastră. Deci, dacă ați făcut totul legal, domnule, de ce ați fost sancționat? Deci stau liniștită, că eu am depus toate documentele. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Dacă ați făcut totul legal, de ce ați fost sancționat? Sancțiunile se dau și se ridică, doamnă justiție. Așa poate să zică și domnul Coman. Da, n-am nimic împotrivă cu el. Am numai înțeles. Că, încă o dată, vă explic foarte clar, terenurile acolo, așa sunt alte destinații, au alte configurații, nu ceea ce relatează Coman. Și aici poate că aveți dreptate. Nu mi-a plăcut ce spuneți dumneavoastră, că dânsul este un necunoscător, că și-a luat apă pentru că vine din alt județ, da, și că aveți un drept în plus față de dânsul, pentru că el este măritat acolo, ca să zic pe a dreaptă. Uitați-vă, doamne, acolo, așa că și-a instalat două gatere la 50 de metri de... Asta îl deranjează, doamne, afacerea. Mea. Afacerea îl deranjează. La 50 de metri de proprietatea mea, unde produce stomat, unde produce praf, adică există gardele de mediu, există, sunt alte modalități de a-l opri dacă nu vă doriți ca acele gatere să funcționeze lângă proprietatea. Da, sunt modalitățile și există. Am înțeles. Acum, dincolo de toată chestiunea aceasta, v-ați mutat gardul de pe proprietatea domnului Coman? Sau e nu are proprietate Coman acolo și eu n-am de ce să mut gardul. Am înțeles. Proprietatea este a mea, care e luată de la Cojei, domnule. Nu este, Cojei nu are teren. O să facem la parchet să caute toate documentele în spate, să vedeți că eu am dreptate. O altă întrebare, domnule. Înainte de orice, eu l-am invitat pe domnul Haralambi aici, pentru că a apelat la o măsură extremă de greva foamei, pe care eu nu o încurajez. Nu încurajez nici pentru domnul Coman, nu încurajez pentru niciun cetățean de bună credință a acestei țări.
Vreau să vă întreb așa, ca vecin, ca locuitor al comunei Mușetești, ca plătitor de taxe și impozite acolo la Mușetești, credeți că este bine ca domnul Haralambie Coman să continue acest protest în piața prefecturii de greva foamei, în condițiile în care este bolnav, diabetic, dincolo de acest conflict pentru pământ, că parcă suntem în Romanul Ion aici? Nu este bine pentru nimeni să recurgem la așa ceva. Există justiție și justiția se spune pe bun. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Deci, în final, justiția este cea care spune cuvântul. Nici așa cum este justiția, că acum trebuie să spunem că nu este justiția, justiția este oarbă, exact cum se spune. Nu întotdeauna justiția dă ceea ce este corect. Sau nu dă totdeauna ce ne dorim noi să dea. Știți? Că asta este justiția. Dar și eu spun că dânsul trebuie să lase justiția să-și facă datoria. Nu e asta o modalitate de a face protest și a spune sănătatea în pericol pentru pământ, domnilor, pentru pământ, că pe acolo, dincolo ne ducem cu hainele de pe noi, nu cu pământ. Eu m-am luptat 13 ani de zile că se iau titlul de proprietate pentru pământul meu, care nu este moștenire de la părinți, de la bunici. N-am recurs la asemenea mijloace, nu am făcut asemenea gesturi și am acceptat ca justiția să spună cuvântul. M-am întors înapoi, cum spun el, că a fost întors de instanță. Am făcut din nou recurs, am făcut din nou apel și în final am câștigat și m-a pus în posesie așa cum este. Dar mata nu trebuia să intri pe terenul tanti Dorina și să-mi închizi stupii. Trebuia să vii să-mi spui mie... Eu nu te-am închis niciun stop, ai libertate la ei, ai tot ce vrei. No. Deci filmează eu... și vezi că ai libertate la ei. Te-am rugat să-ți ridici stopii și ei. Nu niciodată. Și dosarii de taxe care l-au ocupat apuziv și unde ai depozitat zeci de metri, sute de metri cub de materiale fără aprobarea nimănui. Este terenul cumpărat... Deci ai depozitat sute de metri cub de materiale fără aprobarea nimănui. N-ai întrebat pe nimeni. Păi de ce? Trebuia să te întreb de mata? Nu trebuia să te întreb direct la proprietarul Cojei, care n-a vrut să-și nu e adevărat, Cojei nu are teren acolo. Cojei are teren curel, așa cum merg curelele. Mata, te-ai băgat... De unde știi terenul de tu? Matale, te-ai băgat frauduros acolo. Apa mai de terenul, de configurația terenului. Mata, te-ai băgat frauduros și o să facem la parchet ca să se controleze toate astea. O să facem de vrei, la întâi și o fi hotărâre. Deocamdată hotărârea pe care se dă pe el, ai pierdut. N-am pierdut. N-am pierdut, că am pierdut. Ce am pierdut acum? Ai grijă de casă. A rămas pe hotărârea mea. Ai făcut frauduros cu casa. N-am făcut frauduros nimic. Și cu terenul și cu închis și cu tot ce vrei. N-am făcut, că dacă era frauduros nu se făcea acte prin notariat. Totul s-a făcut prin notaria, n-am făcut eu nimic frauduros acolo. Păi cum ai făcut acte prin notaria? Au fost și notarii, inclusiv când s-a fixat meșdinele a fost cu mine. Dânsul a fost cu mine. Și a obligat, m-a obligat ca să mă obligat, m-a trimis în poliție la Mușetești, de atâtea ori și venea un de la Sadu, ca să-l recunosc de vecin, nu puteam să-l recunosc de vecin, pentru că între mine și dânsul e altcineva, doamnă. E Anghel Bărbulescu, sau cum îi spuneau ei, Anghel Bușan. Scrie la mine și m-a chemat de nu știu câte ori în fața lui Boboc, postul polițist, ca să dau declarație să-l recunosc de vecin. Cum să te recunosc, domnule, dacă la mine... Cine a dat la vecin să-i ceva? Eu așa ceva? Păi cum nu? Există... Băi, băiatule, bă, tu ești bolnav, vreau, mă, ești tu să fiu bolnav. Nu, de ce să fiu bolnav? Angel Bușan are teren de el, domnule, are 8 metri de teren de el și s-a îngrădit cu gard de beton la terenul omului. Lasă-l păcatelor că l-ai luat de el. Și este validat, acel teren este validat în raport cu Uri și cu Dorina, care nu are teren validat, nu are cerere de constituire, nu are nimic acest teren. Deci Udri și Tudorina nu are cerere de reconstituire, nu are validare, nu are teren aici. Are cerere de reconstituire în altă parte, nu în punctul parafet, de jertire. Și nu are teren. Mai mult, Udrișe ăsta despre care el face vorbire, Patraite Udrișe, are documente pentru aceste terenuri. Se iese cu aptele care le-au, nu ieșim cu aptele pe care le avem. Domnule, eu le am. El nu are documente pentru terenuri, el ocupă abuziv aceste terenuri. Cum să le ocupă? El, nu eu. Cum să le ocupă abuziv? Foarte bine, a ocupat abuziv și terenul lui Cojei și terenul lui Bușan și terenul lui Ciocos.
De unde ai ocupat tu 35 de metri, așa că ai cumpărat 18 metri de la Cojei? Ai 35 de metri la stradă aceea, așa, de unde ai tu terenul ăla? Am înțeles, vă mulțumim. Deci nu se poate așa ceva, domnule. Ăsta e un om care vrea să ducă în eroare pe toată lumea. Domnule, până la urmă instanța își merge, își vede cursul. Să meargă pe instanță, să dea declarația justiției și să lasă toate aburările astea, că lumea se plângă de mine. Dar de ce se plângă lumea de mine? Asta este foarte grav ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule, pentru prezență. Ne apropiem de finalul emisiunii și de asta nu vă mai pot da posibilitatea. Puteți să-i dați pe post cum a intrat abuziv? Sunt imaginile care rulează pe ecran. S-au văzut când un domn de pe camerele de luat vederi se vedea când intră pe terenul dumneavoastră. Și, acum pe ecran rulează imaginile cu dumneavoastră. Mai avem foarte puțin timp. Cred că am depășit. Ne bat colegii din... regie, ne atrag atenția. Vreau să concluzionăm înainte de orice. V-ați arătat documentele, vedeți care este părerea cetățenilor. Ați pierdut un proces. Justiția este așa cum este. Știți cum este. Eu procesul respectiv, să nu mă înțelegeți greșit, este pierdut 1500 de metri pătrați, care normal nu trebuia să fie pierdut. Am înțeles, dar gândiți-vă, domnule Haralambie, gândiți-vă că mâine se pronunță, peste o săptămână, peste o lună, se pronunță din nou judecătoria. Dar nu și poate nu vă dă dreptate cum s-a întâmplat data trecută. Ce o să faceți? Continui procesul. Continuați protestul. Da. Vă îmbolnăviți, vă iau cu salvarea de acolo. Nu, pentru ce, domnule Haralambie? Doamnă, trebuie să vină comisia. Ce vă doriți să se întâmple, de fapt, înainte de instanță? Dreptate. Ce să se întâmple efectiv? Cine? Să vină cineva să vă măsoare, doamne, să terenul, vină, să vină, să-și ia domnul gardul de pe... Ce, doamne, vă doriți, practic, să ridice gardul și să vină poliția? L-ați auzit, nu vrea să-și ridice gardul. Ce și vă sfătuiește să renunțați la această acțiune de protest. Deci dânsul, puteți să lăsați la o parte că l-ați auzit cu urechile dumneavoastră. Da. Ce ar trebui să facă autoritatea locală? Ar să opriți protest. Ce vă doriți să facă? Doamne, el nu avea dreptul să-l închidă atâta timp cât terenul era în litigiu. Terenul respectiv e... Am înțeles, dar l-ați auzit. Aceste curele nu are niciun fel de dreptate. Poate nu va renunța, domnule Haralambie, la acest gard. Nici eu nu voi renunța. Chiar dacă a luat amendă. Ce o să faceți? Vreți să vă ia cu targa din piața prefecturii pentru o bucată de pământ? Să mă ia nevastă mea cu pătura. Groaznic ce spuneți. Așa, ce vă doriți să se întâmple? Domnul cu gardul nu a fost lămurit. Nu trage gardul. Eu vreau să vină... Opriți protestul, asta vă întreb. Nu. Eu vreau așa să duc acolo, nu eu, eu voi rămâne aici. Așa. Comisie de specialitate, doamnă. De cine să facă, doamnă, comisia să vină de specialitate? Să vină de la parchet. Nu o să vedeți niciodată așa ceva. Să vină din altă adică parte. Adică cereți ceva ieșit din comun. Da. E ca și cum aș cere eu să vină președintele României să mă vadă pe, doamnă, mine. Înțelegeți? Hai să facem ceva omenesc. Doamnă, ascultați-mă. Puneți-ne care sunt condițiile pentru a renunța la acțiunea de protest. Condițiile sunt să-și retragă gardul. Dânsul să-și retragă gardul, a spus că și nu. Și pe mine să mă pui în posesia ce am cumpărat. Și pe dumneavoastră nu, să vă pună în posesie Comisia Locală de Fond Funciar cu care aveți un proces în derulare. Da. Dar vă dați seama că nici comisia, după ce a dat un răspuns, acum că aveți un proces, dacă mai durează un an procesul, când să vă, doamnă, pună comisia în posesie? Doamnă, există cale de mă pune în posesie. Să strângă Comisia de Fond Funciar Mușetești și să dea. De ce mi-a respins? Deci dumneavoastră spuneți că există această modalitate ca comisia, chiar dacă există un proces pe rol, să se retragă, să-și retragă procesul într-un fel sau altul și să se adune din nou și să vă dea dumneavoastră dreptate. Da. De ce instanța mi-a dat dreptate și domnul primar mi-a dat invaliditate? Nu domnul primar dă invaliditate, comisia. Să fim serioși. Comisia, deci comisia este formată de niște primar, oameni conduși de doamnă, către domnul primar. Domnul primar era președintele de comisie. Da, nu, președintele are un vot. Deci sunt niște oameni acolo care toți vă gândesc în cazul dumneavoastră doar așa, nu așa, așa. Da. Înțelegeți? Da. Domnule Haralambie, solicitările dumneavoastră sunt foarte dificile. Condițiile pe care le puneți în momentul de față sunt foarte drastice în condițiile în care dumneavoastră dormiți în piața prefecturii. Doamne. Și faceți o acțiune de protest care vă pune sănătatea în pericol. Mergem până la moarte, doamnă. Eu nu sunt un om de
mă vinde. Nu mă vând asta de vorbe. Asta nu înseamnă nu a mă, te vinde. Nu mă, și nici înseamnă nu mă... totuși să fiți un pic, nu știu cum să vă zic, să vă gândiți la copiii dumneavoastră, să vă gândiți la familia dumneavoastră, doamnă, să vă gândiți că chestiunile astea cu pământul, mama naibii, dacă toată lumea ar ieși în piața prefecturii în greva foame, care au probleme cu... Doamnă, eu n-am cumpărat nici... Am lucrat 14 ani la Gorjanu, am văzut sute de oameni ca dumneavoastră, care veneau și băteau la ușa ziarului cu probleme mai grave decât dumneavoastră. Oameni în vârstă, oameni care au murit, doamnă, oameni care veneau de la sute de kilometri. Gândiți-vă, domnul Bărbuț, câte reclamații mi-a făcut. Câte reclamații mi-a făcut? Și nu numai asta. Doamnă, eu n-am cumpărat. Sunt oamenii. Domnul, da. Spuneți că ați venit din Dolce, ați văzut. Dân și vă văd ca pe un străin. Da. Chiar dacă da, puteți da, să cumpărați toată comuna. Sunteți nu cumpăr, doamnă, toată comuna. Eu am cumpărat pentru că terenul ăla era lângă casă. Ei au drept că sunt acolo. Dumneavoastră nu aveți un drept. Înțelegeți? L-ați auzit. Și eu sunt din alt județ. Poate nici eu în opinia multora. Nici dumneavoastră nu aveți niciun drept. N-am niciun drept aici, dar... Gândiți-vă la familie, gândiți-vă la cei dragi, gândiți-vă, aveți doi copii, doamne, aveți rămâne, soția, vreau copiii mei să rămână liniștiți în spatele meu. După mine, copiii mei să fie liniștiți. Vă înțeleg. Și nici altceva mai mult. Noi acolo n-am furat de la nimeni nimic, am plătit cu bani. Da, dar ați cumpărat cu risc, domnule Coman, ați cumpărat cu risc. Doamne, nu este dacă risc. Dacă cumpărați cu hârtia pe masă, la notariat, cu semnat proprietar de la mine, la dumneavoastră, acum stăteați cu burta la soare, n-avea nimeni nicio problemă pe terenul. Păi dar nu vedeți dumneavoastră. Puteți să umblați în fundul gol. Da. E, uite, atunci, în momentul în care dumneavoastră ați cumpărat cu risc de la o persoană care era bolnavă, care nu își făcuse taxa de succesiune, care n-avea titlul de proprietate, v-ați supus unui risc. Chiar dacă dumneavoastră ați fost cumpărătorul de maximă bună credință, v-ați plătit banul, ați zis gata, ăsta e terenul meu, ca Ion, v-am spus, ați îmbrățișat pământul. Pentru ce, domnul Coman, să ajungeți să vă culcați? Eu m-am deranjat astăzi întins acolo cu pătura în piața prefecturii. Nici un câine n-aș lăsa acolo, mă credeți? Mă întorc eu înapoi sfătuie... acolo. Acum mă întorc eu înapoi. Eu vă duc. Eu vă duc personal. Pentru că eu nu voi renunța. Dar eu vă sfătuiesc să renunțați. Nu. Și îi sfătuiesc pe toți cei dragi dumneavoastră să înțeleagă că nu așa rezolvați această problemă, care, în opinia mea, nici nu are rezolvare. Mă credeți că nu are rezolvare? Da, va avea. Va avea. Să dea Dumnezeu să fie cum ziceți dumneavoastră. Dar să nu scriu mâine de dumneavoastră că v-au dus și v-au pus la perfuzii. Sau că sunteți într-o stare gravă. Nicio problemă că va. Că mă cer cu dumneavoastră bolnav, așa. Doamne, ascultați-mă, cine a dat invalidare va răspunde. Am înțeles. Bine, vă las în apele dumneavoastră să nu zic altfel. Sunt foarte multe mesaje, unii sunt pro, alții sunt contra. Nu știu ce să zic. Ați văzut care este opinia mea. Nu este asta metoda de a rezolva probleme, mai ales cu terenul. Sănătatea este prioritate, familia este pe primul toate loc. Toate problemele aici s-au făcut de domnul de fosta Comisia de Fond Funciar Mușetești, împreună cu președintele comisiei. Eu doamnă, nu vă contest acest lucru. Din 2008 dar și până în prezent aceste comisii, nu m-a deranjat nimeni, domnule, și acum Coman, toată lumea... Aceste comisii sunt motivele pentru care, pe rolul instanțelor, sunt sute și mii de astfel de dosare. Haideți să vă spun. Ca dumneavoastră sunt sute de cetățeni din acest județ. Din cauza comisiilor locale de fond funciar, din cauza comisiei județene vecinii, de fond funciar. Doamnă, dar nimeni nu... A trebuit să fie plină piața prefecturii de oameni în greva foame. Doamnă, ascultați-mă, vecinii mei au cumpărat-o ca și mine, au cumpărat cu acte de mână, și au putut să-și valideze, să-și facă... Nu, în viață unii câștigă la loto, adică unii sunt norocoși și, câștigă... și alții bagă banii cât câștigă la loto și nu câștigă niciodată. Așa e. Deci viața nu este corectă pentru toată lumea. Nu unul are, altul n-are. Unul e norocos, unul muncește alții, în viață, alții mai fac. Câștigă. Doamne, dar știți că să mai fac și modificări prin anexele... Nu contest, deci eu nu vă contest. Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21.